Transmitem în amintirea lui Cornel Chiriac metronomul din 11 decembrie 1974. Metronom 74. La microfon Cornel Chiriac și Roger Taylor și John Deacon, doi membri ai grupului Queen. You're better every day. No, I just think God was just near us through my grave. Keep yourself alive. Și cred că ați reușit să supraviețuiți până astăzi, cei care au fost nerăbdători să asculte în continuare piesele celui de-al treilea LP al grupului Queen, Sheer Heart Attack. Împreună cu Roger Taylor, toboșarul grupului, și John Deacon, chitaristul bas, am prezentat primele 5 piese din fața întâi a LP-ului și am vorbit despre începuturile grupului, pe care le reamintesc acum. Grupul a fost nucleul grupului l-a constituit Roger Meadows Taylor și Brian May, care au cântat împreună într-un grup numit Smile în 1970. Li s-a alăturat Freddie Mercury. Grupul a devenit Queen și și-a consolidat personalul odată cu cooptarea lui John Deacon la gitară bas după o succesiune de alți instrumentiști. Ultima piesă din fața întâia a celui de-al treilea album al grupului Queen, Sheer Heart Attack, așa cum ne-au prezentat-o membrii grupului Queen prezenți în studio, Roger Taylor și John Deacon. And the first side is ending with Now I'm Here. That's right, that's like a straightforward rock and roll song really, which was dedicated partly to Mott the Hoople. It was written by Brian. And we've worked a lot with Mott the Hoople. Yeah, we did a tour with them in America, and it has references to the American tour in it as well. It's sort of fond memories for us. By the way, how was the group welcomed in the States? Oh, very well. Very, very well indeed. Yeah. You only did a tour? Yeah, we were only there for 1 month, actually. We should have been there for longer, but Brian got taken ill, and we had to come back early. But we're looking forward to going back again next year. Yes, but now you're here. Oh, yes, yes. Right. Da, acum sunteți aici, Now I'm Here, acum sunt aici, sună titlul piesei ce închide fața întâia albumului. Piesă care, pe jumătate, este o dedicație pentru grupul Mott the Hoople, cu care grupul Queen a întreprins anul acesta primul turneu american. Din păcate, acest turneu n-a putut dura decât o lună, deși era plănuit pentru o durată mai lungă de timp, dar autorul piesei, Brian May, chitaristul grupului, s-a îmbolnăvit subit de hepatită. Despre acest lucru vom mai vorbi, însă Now I'm Here, The Queen. Here I stand, here I stand. Look around, 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 around. Now I'm here. Now I'm there. Now I'm
Sunt aici. Și înainte de a deschide prezentarea părții a doua a celui de-al treilea LP Sheer Heart Attack al grupului Queen, vreau să vă anunț că avem și o adresă la care puteți scrie membrilor formației, bineînțeles, dacă veți avea inspirație. Adresa o voi dicta însă imediat după ce vom asculta piesa următoare. So the second side, it's opened by In the Lap of the Gods. Right. This is one of Freddie's opuses. It's a bit confusing because the second side also ends with a song called In the Lap of the Gods Revisited. In fact, they're two different songs. Very different songs altogether. Actually, yeah. We do them both on stage, and they're, I think, in a sense, they're the big production numbers of the album. Mm. They have the most number of things on them, you know, a ridiculous number of vocals. And well, looking forward for Christmas, maybe it's the Queen contribution to today's Christmas bag, to this year's Christmas bag, which is almost very large. Yes, I've heard how many Christmas singles come out this year. Yeah, ridiculous. Everybody seems to be doing it. Yeah. Everybody jumping on the... Well... It's still selling well, Christmas. Well, it does. Yeah, oh yeah. Christmas is number one at Christmas time. Crăciunul e numărul unu atunci când e vremea Crăciunului. Dar In the Lap of the Gods, la poalele zeilor, nu reprezintă, așa cum credeam eu, o contribuție a grupului Queen la repertoriul, la sacul atât de încărcat cu discuri de Crăciun pe care îl avem anul acesta. Crăciunul se vinde încă bine. In the Lap of the Gods. Oh,
Piesa cu cea mai fastoasă producție, spuneau Roger Taylor și John Deacon. Dar înainte de a continua, adresa Queen, Q-U-E-E-N, știe toată lumea cum se scrie regina. Queen, care of, sau prescurtat C, o liniuță oblică și un O prin grija lui Pat and Sue, deci C, liniuță oblică. O, Pat and Sue, P-A-T and A-N-D, Sue, S-U-E. De prisos să mai adaug că Pat și Sue se scriu cu litera mare. 17, deci 1-7, St. Anne's Court, St. prescurtat S-T, Anna, A-N-N-E-S și Court, C-O-U-R T. 17, St. Anne's Court, Soho, London, combinație între London și Londra, scris sau London sau Londra, W, 1, Anglia sau United Kingdom. Queen, care of Pat and Sue, 17, St. Anne's Court, Soho, Londra, W, 1, Anglia. Going further, Stone Cold Crazy, it's a number which is written, as I notice, by everybody in the group. Yeah, it's a joint effort, really. It's, in fact, it was the first song that Queen ever did, and we never got round to recording it. It's very fast, it's a rock, out-and-out rocker, very sort of high-energy song, and we didn't really know whether we were going to put it on the album. But we recorded it, and everybody sort of around us liked it so much. They said, it's just got to go on. It's very popular. It's part of the stage act now as well. Dar Stone Cold Crazy, am remarcat eu, este prima piesă pe care o văd pe album ca fiind creația celor patru membri ai formației, Roger Taylor, Freddie Mercury, John Deacon și Brian May. Roger mi-a mărturisit că este una dintre primele piese pe care le-a
scris formația și nu a fost niciodată înregistrată. N-au știut niciodată unde s-o plaseze. Până la acest al treilea LP, Stone Cold Crazy, este un high energy number, că un număr plin de energie, și se referă la nebunia pe care ți-o poate oferi traiul pe o bucată de piatră rece. Dar pentru că eram la acest capitol al creației colective, am vrut să întreb pe cei doi interlocutori care este politica în ceea ce privește piesele alcătuirea repertoriului grupului și cine are the right to write, dreptul de a scrie pentru albumele și concertele grupului Queen. Because we're here, can you tell us about the sort of policy, let me call it like that, I don't know a better word. Yeah, what's the policy of the group concerning the tunes and the songs you're including in the album, and who has the right to write something for the group? So. Well, we all write individually usually. That's the one exception. On all the Queen albums, have a track that has been credited to all four members of the group. But usually we write individually. And it's a case of when we come to make an album, we play to each other the ideas we've got. And when we just sort of sift through and pick the best ones out. And see who's got the best. Yeah. But some people are more productive. Freddie is very lucky. He has a natural talent because he plays piano. And he can sit down and reel off so many ideas off the top of his head. Whereas I think John and I find it harder. I write much slower. I get lots of little ideas, but it's very hard to string them together into an original song, you know. I see. So I think, and Brian writes quite a lot. I don't think he's writing quite as much as he used to now. No, not yeah. But Freddie is definitely the most productive in terms of writing. And it's just who comes up with the best songs, really. Yeah, but it's nice having a group of four people, so there's lots of ideas there. Yeah. We don't rely on just one writer, which is very good. That's it. Da, Stone Cold Crazy este o excepție la noi. De obicei ne împărtășim unul altuia ideile pe care le avem, pentru că le avem toți, dar cel care reușește să fie cel mai productiv și să sintetizeze aceste idei este Freddie Mercury, solistul vocal și pianistul grupului. El este un talent natural, declara Roger Taylor, și poate și cunoștințele sale de pian îl ajută foarte mult. Atât eu, spunea Roger Taylor, cât și ceilalți avem idei, dar eu personal nu reușesc să le materializez întotdeauna, să le duc la bun sfârșit. Dar, spunea John Deacon, este bine că într-un grup de patru fiecare poate veni cu idei personale. De obicei însă scriem piesele în mod individual, sau mai bine zis, le definitivăm singuri. Să ascultăm acum însă Stone Cold Crazy. Yeah.
Here come the deputies, gonna come and get me. I gotta get to get up running. Got the sirens loose. I'm out of juice. They're gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Well, we were speaking, you were speaking before about Brian May, and here we go, his contribution by Brian. Ah, that's which just is Dear Friends. And very different indeed, this it is. It seems very painful with tears. And oh, it is. Yeah. Well, it's actually, it's he had some... typically Brian. he had some troubles, as we learned from the press, even during that tour in the States. Yes, he was ill. Yeah. He had a hepatitis, which is a liver disease. And after that, when we came back to England, he also had a stomach ulcer. So for about sort of 3 months in the summer. Is he well right now? He's perfectly okay. He's okay now, now yeah. I'm glad to hear that. We're very ill for a while. So, yeah. Mm. Dear Friends and Stone Cold Crazy is probably the biggest contrast on the whole album when you go from one track to another. Dear Friends is very gentle, soft, and slushy. It's sentimental. Ok, let's hear it. Un mare contrast atunci când asculti albumul între Stone Cold Crazy și Dear Friends, dragi prieteni. Compoziția lui Brian May, spuneam că este plină de suferință și de lacrimi. Mi-au răspuns Roger și John că e tipic pentru Brian, care este foarte sentimental. Și am adus în discuție povestea cu îmbolnăvirea lui de hepatită în Statele Unite, întrebând dacă acum se simte bine, da, mi-au răspuns John și Roger, dar a avut mai multe complicații la întoarcerea în Anglia, a avut și ceva cu stomac, în fine, acum Brian May e bine și ne invită în piesa Dear Friends, cea mai scurtă din album, un minut și o secundă, ca atunci când suntem dezamăgiți și îndurerați, să ne culcăm, să visăm din nou și să o luăm de la început, uitând toate lacrimile. Dear friends, dragi prieteni. So dear friends, your love is gone. Only tears to dwell upon. I dare not say as the wind must blow so alone. Dear friends, urmează piesa Miss Fire, despre care Roger Taylor și John Deacon mi-au vorbit în termenii următori. And slowly by slowly, we are by Miss Fire. Yes, that's my track. It's actually the first thing I've ever written for the group, so I was a bit nervous at first, but I'm very happy with how it came out. Because you're here and it's your song. How about a description of this? Description. Rubbish. Rubbish. Well, you know, you can take it how you like. It's mainly a love song. It's not a love song. It's a sort of more sort of happy song, really, in a way. Well, you could say that. Depends how you take the words. Listen to the words, anyway. That's it. It's almost a reggae song, but not quite. Almost. It's very strange. Mm. Da, e aproape un reggae, a spus Roger Taylor, care în momentul în care l-am rugat pe John Deacon, care este autorul piesei Miss Fire, și la rândul său declara că este prima sa contribuție
pentru discurile LP ale grupului Queen și a fost foarte nervos și neliniștit în legătură cu acest fapt, dar când John Deacon făcea, când am întrebat pe John Deacon să ne descrie, l-am rugat să ne descrie cântecul, Roger spunea rubbish, rubbish, adică nu decât un gunoi, dar bineînțeles, în glumă, cum ar fi putut fi altfel. Un cântec care este și nu este de dragoste. Este mai mult despre felul în care dragostea trebuie dăruită, toată, fără a lăsa niciun moment senzația că focul a încetat să ardă. Maze Fire. Mercury has a song which is called Bring Back That Leroy Brown. Oh, yeah. And does it have something to do with Jim Croce and his Bad Bad Leroy Brown? No, nothing. But the song is it's sort of 1920s, 30s. In a Charleston vein, you know. Yeah. And I think the name Leroy Brown must have been knocking around inside his head from somewhere. Yeah. And but I think it's just an absolute coincidence that it's a the whole song is sung almost entirely in like barbershop quartet type harmony. I see. And it's very fast and very 30s thing. We do some of it on stage. So it's sort of nostalgia of the 30s and yeah, in a way, and also a bit of a send up at the same time. Yeah. It's not an exact copy at all, but I see. Da, Bring Back That Leroy Brown nu are nicio legătură cu Bad Bad Leroy Brown a lui Jim Croce, dar se referă la același personaj care n-a fost deloc un erou pozitiv în societatea americană anilor 30, un fel de Al Capone și el. Dar piesa în sine, așa cum spuneau băieții, reprezintă o reîntoarcere la moda Charleston și la întreaga atmosferă a anilor 20-30. De altfel, excelent redată în Bring Back That Leroy Brown, The Queen. Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Bring back, bring back, gotta bring that Leroy Brown. Bet your bottom dollar bill you're a playboy. Daddy cool with a $90 smile. Ooh, 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 yeah. Took my money out of gratitude and he get right town. Gotta yeti up, steady up, shoot him down. Gotta hit that latitude. Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Bring back, bring back, gotta bring that Leroy Brown. Big bad Leroy Brown, he got no common sense. He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta rid myself of this sentence. Gotta get out the heat, step in the shade. Gotta get me that dead or alive. Whoa, 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 who
Leroy Brown. Bring back, gotta bring that Leroy Brown. Big Mama Lulu Bell, she had a nervous breakdown. Leroy taking her honey child away. But she met him down at the station, put a shotgun to his head, and unless I be mistaken, this is what she said. Big bad, big boy, big bad Leroy Brown. I'm gonna get that cutie pie. Bring back that Leroy Brown. Yeah. Big bad caused a mighty fine sensation. Yeah. Got himself elected president. We want Leroy for president. She makes me Stormtrooper in stilettos. It's just a little afterthought there. I had the idea of putting Stormtrooper in stilettos down because it sounds like the backing track sounds like an army on the march. Because there's a very big drum sound and guitars going on, but it's sort of down quite a bit on the actual record. And a bit Phil Spector-ish, you know. So it's a big sound with floating type voices. Yeah, it's a Brian May track. He usually tends to go for atmosphere in his tracks. Yeah, definitely. She makes me, mă face Stormtrooper in stilettos. A fost ideea lui Roger de a adăuga acest subtitlu la titlu. Ea mă face un fel de cavalerie în marș cu săbii și stilete, pentru că această impresie ce se desprinde din cântecul lui Brian May, puțin Spector-ish, în sensul că este foarte pompos aranjat, dar bineînțeles sursa acestui aranjament, sursa orchestrală este același Brian May și ghitarele sale. În fond, e un cântec de dragoste. She makes me Stormtrooper in stilettos.
Well, and ending the LP, it's a comeback to the In the Lap of the Gods. Right. This is also ends the stage act, in fact. And I think you'll see why at the end of it, of the end of the track. It's a thing we like to get our audience joining in with at the end, because it has a join-in chorus sort of thing that repeats at the end. I see. În încheiere, din nou, In the Lap of the Gods, care a deschis partea a doua. O revenire, dar piesa nu are nimic de a face cu cealaltă, In the Lap of the Gods. Este piesa cu care, spunea Roger, încheiem de obicei spectacolul nostru și vei vedea de ce se refereau ei la faptul că seara trebuia să văd spectacolul. Într-adevăr, din scenă pornea către sală un soi special de fum care ne făcea pe toți să plutim în nori, în pulpanele dumnezeilor. It's so easy, but I can't do it. So risky, but I gotta chance it. So funny, there's nothing to laugh about. My money, that's all you wanna talk about. I can't see what you Roger Taylor and John Deacon. Yeah. I would like you to tell us what the plans are for the moment, what the plans of the group are for the moment, and when are we gonna hear a live record of the group? Well, I don't know. At the moment, we're doing a European tour. How many countries are we visiting? We've been to Sweden, Finland, Denmark. Came through Denmark. Yeah. We're doing about 4 or 5 dates in Germany. Then we're going on to Holland, Belgium, and I think we're going to do one in Spain. Yeah. Yeah. That's right. And then we're going home for Christmas and have a few days off, I think. Well-deserved rest. Yeah. Like everybody. And listening to the brand new Gilbert O'Sullivan Christmas tribute. But do you intend really to make a live record of it? We've thought about it, but it won't be the next album. We've been asked a lot. Especially from Japan, we had a lot of pressure for a live album. But I don't know, there's so many live albums come out. Ultima mea întrebare era dacă grupul intenționează să realizeze un album live în concert. Băieții au spus că nu știu, deocamdată trebuie să termine acest turneu. Au văzut Suedia, Finlanda, Danemarca, Germania, urmau după aceea să cânte în Olanda, Belgia și probabil în Spania. Se vor duce acasă de Crăciun, dar un disc în concert nu vor încă să realizeze, pentru că
Este foarte greu să redai pe scenă muzical ceea ce poți realiza într-un studio de înregistrare. Și apoi i-au spus că este modalitatea cea mai ușoară de a realiza un disc. Și în orice caz, nu Queen este formația care să facă acest lucru. Și dintr-o dată, tocmai când mă pregăteam să le spun la revedere, John Deacon s-a arătat din nou bucuros că Keep Yourself Alive a devenit hit în România și am rugat să o dedice încă o dată ascultătorilor noștri, mulțumindu-le lui Roger Taylor și John Deacon pentru amabilitatea de a fi venit și de a ne fi prezentat cel de-al treilea LP al grupului King Queen, Sheer Heart Heart Attack. Oh, I'm very glad to hear they like Keep Yourself Alive in Romania, actually. Yeah. Well, how about ending this broadcast dedicating again this song to my listeners? Yes, with pleasure. Fine, thanks, lovely. Anyway, thank you very much, Roger Taylor and John Deacon, for being here thanks with us. Thanks very much for having us. And we hope one day you will be able to play over there in Eastern Europe. Yeah. We hope so too. That would be very, very nice. Nice. That'd be great. So thank you. Thank you very much. Keep yourself alive. Ține-te singur în viață. Am transmis în amintirea lui Cornel Chiriac metronomul din 11 decembrie 1974. Aici Radio Europa Liberă.